Nelu Balaș și-a depus candidatura pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Acesta spune că se angajează într-o călătorie spre un viitor mai luminos al timișenilor. Nelu Balaș a vorbit și despre prioritățile pe care le are pentru județul Timiș dacă va fi ales ca președinte al Consiliului Județean Timiș. Cred că va trebui să ducem Palatul Administrativ în județ, trebuie să facem o altfel de politică pentru județul Timiș. Va fi o politică a primarilor. Primarii sunt cei care reprezintă comunitatea și primarii, de fapt, sunt comunitatea. Ca fost primar și cu experiență de 20 de ani în administrația publică, am decis să-mi pun la dispoziția județului Timiș experiența profesională în administrația publică pe care am acumulat-o de-a lungul vremii, dar și în experiența de om de afaceri, care sigur am demonstrat că se poate și altfel. Am trei priorități foarte, foarte importante. În primul rând, comunitatea județului Timiș trebuie să aibă parte de o conducere competentă care să aducă valori. Și când mă gândesc la valori, mă gândesc la investitori. Doresc să creez niște hub-uri de business la nivel de județul Timiș, în întreg județul Timiș, să dispară aceste dezechilibre economice în ceea ce privește relația dintre cetățeni, dintre comunitățile noastre, OAT-urile care le avem la nivel de județ. A doua chestiune, aș vrea ca cei din aparatul administrativ al Consiliului Județean, aici unde ne aflăm, să-și îndrepte privirea spre locuitorii din județul Timiș. Împreună cu ei am colaborat în anii precedenți, când am fost consilier județean în Comisia Economică. Sunt niște oameni minunați, dar au nevoie de un lider care îi provoace să se implice mai mult la nivel de județ. Și a treia chestiune la care mă gândesc la infrastructură, la anumite investiții, și când mă gândesc la investiții, mă gândesc la fonduri europene în prima etapă, dar fondurile europene se vor găta în 2027. Ca să putem să mergem mai departe, va trebui să invităm investitori mari și mici la nivel de județ pentru ca potențialul economic să fie păstrat, dezvoltat în mod exponențial la nivel de județ Timiș. Nelu Balaș candidează din partea Partidului Național Conservator Român și declară că vrea să schimbe fața județului Timiș.